Dacă ar trebui să scriu o carte de vizită pentru invitatul meu de astăzi, aș avea nevoie de mai mult de 10 minute. Actor, prezentator de televiziune, scenarist, dramaturg, tată, soț, prieten de 20 de ani și mai bine, toate astea făcute la superlativ. Fiecare din picăturile astea de viață al invitatului meu sunt motive serioase să rămâneți alături de 10 pentru 2 în această seară. Invitatul meu, Andreas Petrescu. Salut, Andreas, și mulțumesc din suflet că ți-ai făcut timp să stai de vorbă cu mine. Ce mai faci? Da, eram atât de ocupat, dar am reușit să te strecori în programul meu. Ești ocupat, că uite, eu mă uit ce mai postez pe Facebook, pe Instagram și tu ești întotdeauna ocupat. Chiar și acum când toată lumea nu face nimic, tu găsești întotdeauna ceva de făcut. Da, chiar acum m-ai întrerupt din exercițiile fizice, să știi. Nu mi-am făcut programul astăzi și, nu știu, se întâmplă ceva că zi de zi de 10 ani cineva mă întrerupe și n-a făcut să-mi fac programul. Cum te descurci tu? Cum ți s-a schimbat viața de când cu nebunia asta și cu stat între patru pereți? Partea bună este că mi-am petrecut timp pe care nu l-aș fi petrecut niciodată cu familia mea atât de mult, pentru că eram tot timpul în turnee, tot timpul pregătit să scriu ceva, să mă retrag într-un colț cu niște căști pe urechi. Dar îmi lipsește mult teatrul, foarte mult. Îmi lipsește mai puțin televiziunea, pe care n-am mai făcut-o așa cum m-ai învățat tu să o fac. Tu m-ai învățat să fac televiziunea din față și știi că asta am zis mereu, că da. Primul meu profesor de televiziune, de altfel singurul ai fost tu, și am trecut în spate să scriu pentru Ai Umor. Și nu știu dacă ai văzut vreodată roast-urile de la Umor și lucrurile care se întâmplă acolo, am devenit scenarist. Și aveam treabă. Acum nu mai am și mi-e dor de teatru și nu știu ce se întâmplă, pentru că aud că vom sta și nu vom mai face spectacole tot anul. Și mi se pare incredibil. Te-ai gândit să scrii, nu știu, ceva legat de toată nebunia asta pe care o trăim? Da, cei trei copii, pandemia, izoleta și COVID. Da, m-am gândit și am un spectacol în minte. Eu scriu repede, de regulă, o piesă la mine se scrie în 3 zile, cam așa, dar mi-am dat seama de ceva. Eu credeam că scriu extraordinar de repede și nu stau să-mi fac un plan. Acum, analizându-mă, pentru că stau în casă, mi-am dat seama că eu n-am scris nimic de o lună de zile, de când e starea de urgență, dar piesa mea s-a scris de la o zi la alta aici și în 3 zile o să o scriu, dar asta pentru că probabil că eu, fără să știu, lucram în minte o lună de zile, două înainte, știi? Și doar puneam pe hârtie. Și da, am o idee despre niște oameni care locuiesc în aceeași casă. Vezi un subiect la care nu mă așteptam. Adică n-aș fi crezut în el. Brusc, doi oameni sunt blocați într-o casă și sunt nevoiți să trăiască doar ei și n-au cum să plece. Era science fiction până acum. Cine te crede? Cu ce e afară? E bombardament? Ce se întâmplă? E război? Oricum poți ieși. E, uite că nu poți ieși. La început sunt, Doamne, ce bine că putem să ne petrecem timpul împreună, în sfârșit, un timp pentru noi. Dragostea se poate consuma altfel. Facem prăjiturele, facem gogoșele, îți facem un masaj. Ok, o zi, două, trei, cinci. După care încep să-l simți ca pe o presiune. După care zici, faci, și te izolezi în dormitor. Știi că poate ai ceva și să nu îi dai. Bun. Deci asta este scenaristul și dramaturgul. Andreas Petrescu e rezolvat. Cu actorul cum faci? Că asta este mult mai greu. Bănuiesc că e o chestie care îți lipsește foarte, foarte mult. Mi-ai spus-o. Greu de tot. Ieri am zis, ziceam Auguste ieri, soției mele, că aș vrea să joc câteva spectacole acum, nu vreau să, că nu pentru bani, le-aș juca fără niciun ban, gratis, doar ca să văd publicul iar în sală, doar ca să-mi revăd sălile mele pline și să văd oamenii venind și plecând, pentru că eu stau ascuns după o perdea. După, da, perdeaua din spatele scenei, că cortina nu prea mai există la teatru acum.
Dar e o perdea în spate, știi? Cu o găurică mică. Și noi ne uităm pe acolo și vedem cum se umple sala. Oamenii cred că noi nu-i vedem, dar noi înainte stăm și ne uităm la ei cum se așează, îi vedem cum vorbesc între ei, care își închide telefonul, care nu își închide telefonul, știi? Te împrietenești cu ei, îi aduci la tine în felul ăsta, îi vezi, îi știi, pentru că odată ce se stinge lumina, nu-i mai poți vedea. Da, corect. Corect. Îi poți simți, dar ca să-i simți, trebuie să știi și pe cine simți. Știi, e o dragoste, e o relație de dragoste în alea două ore. Trebuie să văd înainte, îi văd, îi localizez, după care doar îi simt. Și mi-e dor de asta și de momentele în care pleacă și te uiți ascuns să vezi dacă vorbesc despre piesă, dacă se grăbesc să plece, dacă pleacă încet și zâmbesc. Mi-e dor de lucrurile astea, rău de tot. Bun, am înțeles și cu ANDREAS PETRESCU, actorul. Acum hai să ne mutăm la soț și la tată. Cum te descurci? Numai asta fac, soț și tată. Mă descurc așa. Băiețelul meu este la grădiniță, la grupa mare. Să vă trăiesc. Mulțumesc. Și soția mea, cea care este analitică și premiantă, fostă premiantă în liceu, o persoană foarte serioasă, nu că eu n-aș fi, dar chiar nu sunt, și Augusta face lecțiile cu el, activitățile pe care le primește prin e-mail, astfel încât eu sunt tatăl de joacă. Dar ca soț, în schimb, fac tot ce pot. Adică? Mănânc ce gătește. Asta vreau! Dar atunci când o simt, de exemplu, că pierde puțin controlul interior și că se sperie de ce va urma, pentru că ea, fiind producător de televiziune, are nevoie de activitate. Tu știi foarte bine că tu ești, ai fost și producător și prezentator în același timp, le-ai făcut pe toate, simte nevoia de activitate. Trebuie să trăiască, trebuie să facă. Dovadă că, iată, și tu te-ai întors la ce ai făcut dintotdeauna. Tu crezi că voi, în primul rând, și apoi noi, în general, cu ceva în momentul în care ne vom întoarce la ceea ce numeam noi viață normală? Pot să spun ce nu înțeleg? Nu cred că sunt prost, nu cred că nu sunt pregătit și cu toate astea există ceva ce eu nu înțeleg și poate poți să-mi explici tu, poate îmi pot explica oamenii. Citesc tot timpul același lucru. Lumea nu va mai fi la fel și nu înțeleg. Cei care cred că ne vom întoarce a vieții noastre la un moment dat se înșală. Lumea se va schimba complet. Nu înțeleg în ce fel se va schimba lumea. Nu înțeleg de ce vieții noastre nu vor mai fi la fel. Pot să spun ce am învățat și de ce viața mea nu va mai fi la fel. A mea. Așa. Pentru că am învățat, de exemplu, că am suficiente lucruri. Chiar am suficiente lucruri și nu mai trebuie altele noi pentru o lungă perioadă, pentru că nici nu apucam să le folosesc, iar acum nu le-am folosit deloc. Nu cred că trebuie să-mi schimb mașina doar ca să fie la modă, pentru că merge foarte bine chiar dacă are 7 ani și nu, știi, 2. Am învățat că acasă este singurul loc în care ești protejat, știi? Și este singurul loc în care stă, locul în care stăm cel mai puțin, de regulă. Nu știu, nici eu nu cred că ne vom schimba. Adică cred că aia care au fost vai de capul lor, vor fi vai de capul lor și după, iar aia care au avut ceva în cap și care au ceva în cap vor să iasă măcar cu unul, două lucruri pe care le-au învățat, exact cum ai spus și tu. Oamenii buni rămân buni, oamenii răi vor rămâne răi, nu ne transformăm în altceva. De unde găsești tu puterea să mângâi pe cap sau să dai peste cap cu aceeași doză de bun simț și de simț al umorului întotdeauna? Că nu e ușor. În privința bunului simț, ăsta mi l-am format și când spunem bun simț înseamnă respect. Toată viața m-a bucurat să pot să fac oamenii să râdă. Întotdeauna. Eu am fost foarte timid. Foarte timid. Când am venit la tine în redacție acum 20 și ceva de ani, eram jurist la Casa Națională de Pensii. Știu! Îmi doream să fac comedie. Eu aveam salariu 4.720.000, atât era salariul meu atunci, era minimul pe economie, ducându-mă zilnic 8 ore. La tine, la emisiune, am venit, la început am răspuns la telefon, la Vara lui Leo, cred că se numea, și veneam de 2 ori pe săptămână, cred, seara vreo 2-3 ore.
Și tu mi-ai spus atunci, crezi că 5 milioane e ok? Și eu mă uitam la tine și mă gândeam, omul ăsta îmi dă mai mulți bani decât câștig stând 8 ore la birou. Eu venind aici doar așa, în plus seara după serviciu. Și mi se părea fascinant. Și într-o zi ți-am zis, uite ce spune, uite ce, cum a fost cu tine. Într-o zi ți-a spus tatulici, parcă, ia o cameră, du-te și fă un reportaj. Da. Zic, vezi, nu mai sunt vremurile alea. Și tu ai spus, nu? Nu. Ok, ia o cameră, du-te și fă un reportaj. Și zic, despre ce? Și tu, plecând de lângă mine, mi-ai aruncat un... despre nodul la cravată. Și m-am dus în oraș, în centru, și am rugat toate doamnele pe care le întâlneam să-mi facă nodul la cravată. Și am găsit un morul atunci, pentru că cineva îmi spunea, vezi, bărbatul meu îmi place, mă pune să-i fac nodul doar la clantă. Și tu spuneai, nu pot să las asta pe post. Cum să las așa ceva? Și tu știai când le-ai filmat că nu o să pot să le dau pe post și am spus, da, dar au așa de mult umor. Și le-ai strecurat. Le-ai lăsat cât de cât, na, cât permitea televiziunea română să dea pe post. Cum se face nodul la clanță. Da. Uite, vorbeai de faptul că atunci când ne-am cunoscut erai foarte timid. Și vreau să-ți propun un exercițiu. Tu mai trimis o fotografie de atât de când erai mic. Trecem peste faptul că a fost cea mai bună porție de râs pe care am tras-o în ultimele două zile când am văzut. Uite-te la fotografia mea? Da. Așa, dar trecem peste chestia asta. Imaginează-ți, ești actor și om de televiziune, deci îți va fi ușor. Imaginează-ți că ești într-o cameră, Andreas Petrescu de astăzi, cu Andreas din poza aia. Și miracolul ăsta de a vă întâlni din două timpuri diferite într-un singur spațiu nu poate să dureze mai mult de 30-40 de secunde. Ce ar spune Andreas Petrescu de astăzi, cu experiența lui, cu experiența de viață, cu experiența profesională, lui Andreas ăla micul care nici nu știa pe vremea cu ce se mănâncă, ce are el de făcut de atunci înainte. Dacă ar fi exact despre cu mine să vorbesc, fix cu mine, mi-aș spune, bă băiatule, vezi că până la 33 de ani o să fie greu de tot, dacă nu te trezești. Greu de tot. Pentru că, și atunci să nu mai fie la fel de sensibil, pentru că oamenii îl vor răni foarte tare și cred că ar fi suficient. Și să încerce cât poate să facă oamenii să râdă. Pentru că asta te face să te simți sigur pe tine. Oamenii râd, îți dai seama că tu însemni cât de cât pentru ei și atunci devii mai sigur pe tine. Eu abia atunci am devenit bărbat. Armata mea a fost la 33 de ani când mi-am scris prima piesă de teatru, mă mut la mama, când râdeau oamenii în sală. Ce să spun, mulțumesc din suflet că ți-ai găsit timp să stai de vorbă cu mine astăzi. Te rog mult de tot să o îmbrățișez pe Augusta. N-am mai văzut-o de când ne-am întâlnit la Cerbul de Aur în urmă cu 150.000 de ani. Aveți grijă de voi, aveți grijă și de la micu și abia aștept să ne vedem. A fost o bucurie, mulțumesc mult de tot și eu abia aștept. Auzi și știi ce aștept eu? Eu n-am primit nicio invitație, dar trebuie să-ți văd niciun spectacol, da? Deci, așteptam să vin în Anglia ca să mă vezi. Poftim? Așteptam să joc la Londra. Păi da, poți să vin să te văd la București, invitația asta mi-a trimis, că de rest mă ocup eu. Pe cuvântul tău de onoare, zici acum. Cuvântul meu de onoare. La primul spectacol, fii atent aici, dar mai ai 3 minute să-ți alegi? Deci, avem așa, scris de mine, azi nu poate mâine, cu Maia Morgenstern, Marius Bodo, Chitania Popa, Andreas Petrescu. Aha. Avem Doing Doing, Teatru Elisabeta, îl știi? E, vremuri, logodnicele. Pe vremea când Florin Piersic, Florin Cercel. Da. Păi tu ești din altă generație. Deci pe ăla nu trebuie să-l vezi atunci. Da, sunt curios. Așa. Nu, da, uite, promit un lucru. La primul spectacol pe care voi juca, Doamne ajută, cât mai repede. Doamne ajută. Aveți invitație în aveți cele mai bune două locuri pe care le pot găsi și vă aștept. Afară din sală. Acolo am găsit două locuri, stați la intrare. În primul rând te voi așeza. Abia aștept și mulțumesc încă o dată foarte mult și aveți grijă de voi. A fost o bucurie și o plăcere să te revăd și să stau de vorbă cu tine. Și pentru mine, te îmbrățișez.